Vă salut și vă urez bun venit în seara aceasta. Vă invit să luați un loc virtual, alături de mine. Vă felicit pentru alegerea voastră. Urmează o seară extraordinară și captivantă, cel puțin a spune, pentru că știu despre ceea ce ne va vorbi, cunosc despre ceea ce face invitata mea și în mod sigur că va fi ceva deosebit. De altfel ca fiecare întâlnire pe care o avem cu ea. Aș vrea să-mi scrieți în comentarii dacă se vede bine, se aude, este totul perfect și este minunat să-mi scrieți de asemenea dacă veți avea întrebări pe care veți dori să le adresați invitatei mele, puteți să le scrieți în comentarii și o să răspundem la finalul acestei întâlniri. Bună seara, bună seara! Dați-mi voie să o aduc alături de mine pe invitata specială, dr. Elena Gabor, specialist în terapia subconștientului și terapia prin regresie în viața anterioară și viața dintre vieți, autoarea celebrei cărți Acasă la arborele vieții. Și vom vorbi despre această carte în această întâlnire. Aș vrea să o salut și, bineînțeles, să îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația mea. Știu că sunteți foarte ocupată, ați organizat cursuri pe parcursul întregului an și chiar aș vrea să ne povestiți ce noutăți aveți pentru noi. Bună seara, dr. Elena Gabor! Bună seara, Cristina! Bună seara tuturor! Mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, în ultima jumătate de an m-am ocupat foarte mult de predarea cursurilor de formare, de certificare în hipnoterapie pentru dezvoltare personală, în hipnoterapie medicală și în cea spirituală, adică în terapia de regresie în viața anterioară, terapia de regresie în viața dintre vieți, channeling, imagerie dirijată, terapia părților. Sunt atât de multe aspecte pe care le învățăm la cursul nostru. Este un curs foarte complex care ne ajută să oferim pacienților un mod de abordare holistică, alternativă, foarte eficient, care să adreseze atât programele de gândire nesănătoase care generează depresie, anxietate, tulburări de somn, gânduri de suicid și așa mai departe, cât și rădăcinile cauzale ale problemelor cu care ne confruntăm, inclusiv problemelor de sănătate, cât și să ne redescoperim pe noi înșine prin a face această călătorie de descoperirea noastră ca suflet și ca spirit, cine suntem noi, prin a ne investiga viețile prin care am trecut și astfel ne și vindecăm și ne și ridicăm vibrațional și accesăm versiuni mai frumoase ale vieții noastre. Minunat! Aș vrea să ne spuneți, pentru cei care sunt poate pentru prima dată alături de noi în seara aceasta, puțin din acest parcurs pe care l-ați avut de-a lungul vieții și cum ați ajuns să faceți aceste lucruri atât de interesante și să pregătiți atât de mulți oameni să își ofere vindecare și să poată să ajute să vindece pe alții la rândul lor. Parcursul meu l-am început la Facultatea de Medicină, dar acolo nu am găsit neapărat răspunsurile pe care le căutam. Mi-am dat seama că este mai mult decât ce învățăm în cărți. Am trecut și la stomatologie. Acolo totul era și mai limitat. Și ca urmare am continuat să investighez, chiar să mă rog ca universul să-mi arate secretele vindecării, secretele vieții și ale morții. Și atunci când ai intenții bune și îți dorești cu adevărat să ajuți, universul te susține și îți deschide căile necesare și te duce unde trebuie să fii ca să accesezi acele
acele, știu eu, informații, acea înțelepciune, acele terapii, și să ajungi să le înțelegi, să le folosești, să le dezvolți, să lucrezi cu pacienții, să vezi ce funcționează, ce nu funcționează. Și cam acesta a fost traseul meu. Am lucrat cu foarte mulți pacienți, mii de pacienți de-a lungul celor 17 ani de când am plecat din România și m-am stabilit în California, în zona Los Angelesului, pe coasta Los Angelesului, în Santa Monica, unde am descoperit terapia subconștientului, de fapt. California are foarte mulți profesori spirituali, foarte mulți oameni conectați cu nivelurile superioare ale conștiinței lor, care aduc foarte multă informație valoroasă. Și am descoperit ce funcționa pentru pacienți, cu ce puteau, ce tehnici erau cel mai eficiente pentru a depăși, de exemplu, atacurile de panică, anxietatea, gândurile de suicid, depresia, tulburările de somn, tot felul de probleme emoționale, afecțiuni chiar serioase, se redescopere pe ei, să descopere cine sunt ei ca spirit și de ce au viața pe care o au, de ce simt cum simt, de ce au tendințele pe care le au. Deci au limitările pe care le au și așa mai departe și nu numai de ce le au, dar cum și le pot rezolva. Este o terapie care se poate folosi pentru orice problemă pe care o avem. Eu nu știu vreo terapie sau medicină să poți să folosești o metodă prin care să adresezi orice ține de viața ta, orice ține de sănătatea ta, orice ține de a te ajuta să-ți creezi viața pe care o dorești. Și sunt atâtea de multe tehnici pe care noi le folosim în hipnoză și într-un anumit gen de hipnoză. Pentru că atunci când ne referim la termenul de hipnoză, există mai multe stări. Ar trebui să ne referim la plural. Când spunem hipnoză, nu știu cum ar suna, să o spunem la plural, hipnoze. Și eu sunt promotorul tehnicilor de conectare cu nivelele superioare ale conștiinței noastre și alinierea cu acele nivele superioare, deci mintea conștientă să se alinieze cu mintea subconștientă, care să se alinieze, să se conecteze cu mintea supraconștientă, adică cu sinele superior, cu mentalitatea de spirit și apoi aceasta să se alinieze, pentru că este de fapt o extensie a sursei de conștiințe, de energie pozitivă, de iubire pe care oamenii din religie o numesc divinitatea sau Dumnezeu. Și acesta este genul de hipnoterapie pe care eu îl practic, de terapia subconștientului, pentru că toate aceste terapii pe care le folosim și le-am menționat se adresează nivelului subconștient și implicit nivelului conștient al gândirii, că aici sunt problemele, pentru că la nivel de sine superior este conștiință pur pozitivă, de acolo în sus nu este nicio problemă. Problemele sunt atât la nivel uman, la nivelul egoului negativ uman, minții umane egoice, cât și la nivel subconștient, care subconștient este limitat atât de partea umană cu convingerile negative care sunt implementate și în subconștient, cât și problemele cu care subconștientul vine, să zic așa, într-un fel, din alte existențe sau mai exact este afectat de vibrațional, de limitările, de convingerile limitative, de fricile și vulnerabilitățile pe care le dobândim de-a lungul multor existențe pe care le avem ca și conștiință, multor vieți. În seara aceasta ați ales ca subiect să discutăm despre depresii, despre suicid, despre tiparele minții noastre și despre relații dificile. Și aș vrea să vă întreb legat de depresie. Este un fenomen care capătă o amploare din ce în ce mai mare. Numărul celor care se confruntă cu asemenea afecțiune sau cu stări
Este impresionant. Am văzut câteva studii ale oamenilor de știință și se pare că aceasta este boala acestor vremuri moderne. Cum ar putea oamenii să trateze depresia cu ajutorul terapiei prin hipnoză? Da, păi în primul rând ar trebui să înțelegem ce este depresia. Și din punct de vedere hipnoterapeutic, depresia este rezultatul funcționării din convingeri îndreptate către negativitate, să le spun așa, descurajatoare, ilogice, iraționale, limitative, care au de a face în special cu trecutul. Deci este vorba despre trecut. Aceste programe limitative încep să împovăreze atât nivelul conștient de gândire, cât și nivelul subconștient și se ajunge la un dezechilibru când îi întreb pe pacienți cam care ar spune că este procentul între gândurile pozitive și cele negative, îmi spun de cele mai multe ori că au 70% gânduri negative de-a lungul zilei sau 80% sau 90% sau 95%, dacă vă puteți imagina cum este lucrul acela. Și cel mai important pentru oameni este să realizeze că noi nu suntem mintea noastră, noi nu suntem gândurile noastre, că mintea și gândurile sunt ceva ce noi avem, nu suntem. Și dacă nu suntem mintea noastră și gândurile noastre, atunci ce suntem? Suntem observatorul minții, suntem cei care devenim conștienți de ce gânduri avem, de ce sentimente avem, de ce senzații avem în corp și așa mai departe. Și trebuie de asemenea să realizăm că aceste gânduri ale noastre nu sunt decât unelte cu care să ne șlefuim viața și realitatea. Și ele sunt doar informații, iar aceste informații pot fi schimbate. Putem să adoptăm alte informații mai benefice. Iar această minte conștientă este ca un program în computer. Dacă computerul are virusuri, nu funcționează bine și dacă are multe virusuri și sunt puternice, pot chiar să distrugă computerul, să facă crash la computer. La fel este și cu gândurile negative, sunt ca virusurile în computer și pot să ajungă să facă crash-ul întregii ființe, adică să se ajungă la gânduri de suicid și persoana să se sinucidă. Deci este foarte important, în primul rând, să înțelegem ce se întâmplă și să schimbăm gândirea. Cel mai ușor este să schimbăm în acea stare foarte plăcută de relaxare, de conectare cu nivelurile superioare de conștiință pe care noi o numim hipnoză. Este o stare meditativă în care îți liniștești mintea, îți relaxezi corpul. Și hipnoterapeutul sau doctorul sau psihologul îți oferă sugestii pozitive, încurajatoare, înălțătoare, optimiste, inteligente, înțelepte, pe care tu să le adopți la ambele niveluri ale minții. Și cum creierul învață prin repetiție, ți se oferă o înregistrare a ședinței pe care nu trebuie decât să o asculți seara la culcare, să adormi cu ea. Și dacă auzi doar o propoziție, este ok, pentru că subconștientul nu doarme niciodată și incorporează acele noi convingeri care îți formează nou program de gândire. Cu alte cuvinte, este ca și cum ți-ai updata softul din computer. Updata și upgrada softul din computer. Asta fac hipnoterapeuții prin terapia de sugestie. Și pe lângă această tehnică extraordinar de importantă, care implică inducția în hipnoză prin conectarea cu energia pozitivă, foarte importantă este metoda cu care se induce hipnoza, cu ce ești conectat în hipnoză, cu ce te conectează hipnoterapeutul în hipnoză, foarte important aici, să te conectezi cu energia pozitivă, cu lumina divină, dacă vrei să o numești așa, cu
lumina sinelui tău superior, nu cu altceva, și atunci transformările sunt foarte rapide pentru că la nivel de suflet suntem energie și pur și simplu ne racordăm la energia pozitivă care începe să curgă prin câmpul nostru energetic, să dizolve blocajele, să ne dizolve gândurile negative și deodată ne trezim de parcă s-a întâmplat ceva cu noi, ceva s-a întâmplat și deodată nu ne mai simțim așa triști, așa depresați, așa obosiți. Îți curăță și oboseala din câmpul energetic, blocajele acelea care îți dau senzația de oboseală și te simți din ce în ce mai bine cu fiecare seară pe care o folosești să asculți acea înregistrare și cu fiecare ședință te simți din ce în ce mai bine. Iar cealaltă terapie care se folosește pentru adresarea depresiei, tulburărilor de anxietate și așa mai departe, este terapia de regresie la sursele acelei depresii, sursele gândurilor de suicid, sursele anxietății sau atacurilor de panică. Și aici, în câteva ședințe, poți să te eliberezi literalmente din încrengăturile energetice care te afectează din alte existențe. Și ca să explic așa, în viața aceasta, ești afectat de toate experiențele pe care le-ai avut. Plăcute, neplăcute, cum au fost, ești șlefuite de toate aceste experiențe și te afectează. De exemplu, dacă ai avut o problemă în copilărie și n-ai adresat-o, continuă să te afecteze. La fel și cu viețile anterioare, numai că nu se limitează la viața aceasta, ci la întreaga călătorie a sufletului și atunci absolut tot ce ai experimentat tu, de unde o fi fost, continuă să te afecteze dacă tu nu le-ai adresat. Și asta face hipnoterapia, îl ajută pe om să se elibereze din acele interferențe, încrengături nesănătoase care îl țin, îl trag în jos și nu îl lasă să meargă înainte cu întreaga sa forță ca să ajungă unde dorește în viața sa umană și ca suflet. Aș vrea să vă întreb dacă în sesiunile dumneavoastră ați întâlnit cazuri în care clientul să descopere o viață trecută în care s-a sinucis. Da, cum să nu? În cazurile tuturor celor care au depresie, descoperi în vieți care sunt sursele depresiei sau sursele gândurilor de suicid. Chiar am avut la cursul de la Iași o tânără de 20 de ani care a venit la noi pentru că ea era foarte împovărată de suferință fizică. Toată viața ei avea 20 de ani, da? Deci toată viața ei a fost în suferință cu ură și mânie inexplicabilă de când era mică, cu gânduri de suicid, chiar și scrisese scrisoarea la un moment dat. Când a venit la noi, nu dorea să se sinucidă, dar avusese momente și de asemenea și încercase de-a lungul vieții ei. Și bineînțeles, la cursurile mele sunt foarte mulți psihologi, medici, psihiatri, terapeuți de terapie alternative și a fost. Și a fost un studiu de caz sau a făcut cursul? Nu, a venit ca pacientă inițial. Deci ca pacient am avut-o de câteva ori la cursul de la Iași și efectiv ședință cu ședință devenea tot mai liberată, tot mai fericită, tot mai bucuroasă și recunoscătoare. Deci pur și simplu mi-a și scris o scrisoare să-mi spună că ea consideră că i-am salvat viața, dar de fapt eu nu am făcut decât să o duc în starea în care și-a salvat singură viața. A accesat și sursele depresiei, a văzut mai multe vieți destul de dure, inclusiv viața care i-a generat acea senzație de mânie, de ură, de furie pe care a simțit-o toată viața. Bineînțeles că acum s-a eliberat de ea, dar era o viață în care a fost un fel de medicine woman, un fel de vraci, femeie vraci, împreună cu alte femei care ajutau pe alți oameni să se vindece cu ajutorul ierburilor și ajutau pe oamenii din sat, ele locuiau în pădure. Ea avea un prieten care o proteja și o iubea foarte mult
cei din sat, din ceva motiv, s-au întors împotriva lor și au vrut să le omoare. Prietenul a protejat-o pe ea, sătenii l-au omorât pe el și ea atât de tare, așa de tare s-a supărat, atâta ură și mânie avea pentru ei, că a început să le dorească rău și să încearcă să le facă lor rău. Și exact starea aceea emoțională de ură, de mânie pe care a simțit-o în viața aceasta, exact cu ea s-a născut în această viață și a recunoscut-o că a avut-o toată viața ei. Și ce este interesant, nu numai că gândurile de suicid au dispărut, depresia i-a dispărut, atacurile de panică, deci ea înainte știa că va fi în fața mai multor oameni, știa că sunt toți terapeuți și medici și psihologi și psihiatri și așa mai departe. Deci efectiv a zis că în fața ușii, când să intre în sala de curs, a făcut un atac de panică. Spunea că mergea pe stradă, nu vroia să meargă înainte la curs, era frică, teamă și parcă zicea că corpul ei o ducea înainte. Ea mental, gândirea ei negativă o ținea să nu se ducă, corpul ei mergea înainte către sală. Și O adevărată luptă interioară. exact. Și ședință cu ședință, viață de viață explorată și, bineînțeles, ședință de optimizare a gândirii. Mi-amintesc că chiar am pus-o să ne spună gândurile ei negative. Am scris pagini întregi pe care noi le-am transformat în sugestii pozitive și le-am administrat în starea aceasta de conectare cu nivelurile superioare de conștiință. I-am făcut înregistrări, am pus-o să asculte. Deci este cu totul alt om. A și venit să facă cursul de la Iași alături de noi ca să învețe gândirea pozitivă și principiile gândirii pozitive și cât de detrimentare sunt gândurile negative și această dinamică pe care o avem în minte cu toții. Și acum are toate uneltele să aibă autocontrolul, să știe ce se întâmplă cu ea și să-și folosească mintea în avantajul ei, nu împotriva ei. Și ce este interesant, nu numai că se simte extraordinar acum și nu-i vine să creadă, acum zâmbește și cu ochii și cu fața de a-ți vedea cât de drăguță este și cât de luminoasă este acum, dar ce a fost surprinzător pentru ea, ea a avut o relație foarte, foarte dificilă cu mama ei, care spunea că se purta foarte rău cu ea, ea se simțea că nimeni nu o iubește, ceea ce nu este surprinzător, este o caracteristică a depresiei, că nu simți iubire în depresie. Și la fel și cu sora ei, a spus acum că după ședințe, parcă mama ei a devenit altă persoană. Relațiile i s-au îmbunătățit fără să facă nimic, să le adreseze niciun fel, ea doar a lucrat pe ea. Și când lucrezi tu pe tine Extraordinar. și îți îmbunătățești tu relația cu tine, se schimbă relațiile cu ceilalți. Și am avut la Exact. cursul de la Cluj, am avut trei persoane care au experimentat acest lucru la curs. Era o doamnă cu care copiii nu mai vroiau să vorbească, deși ea i-a crescut, influențați de tată și așa mai departe, o situație dificilă. Deci copiii nu mai vorbeau cu ea. După ce am făcut o ședință care a adresat acest lucru, a sunat-o unul dintre copii, atât de surprins a fost că lucrul ăsta s-a întâmplat imediat. Altă persoană avea o altă studentă la curs, avea o relație foarte dificilă cu soacra ei. Soacra ei, deci, o trata îngrozitor, nu a interesat-o niciodată ce face, niciodată nu a întrebat absolut nimic legat de viața ei, cum se simte, ce-i cu ea și așa mai departe. Și după ce a lucrat la curs, după ce a văzut că, de fapt, în altă viață ea a tratat-o rău pe soacra, mă rog, era bărbat în acea viață, ea a fost cea care a tratat-o rău, deci asta este un fel de relație karmică. Acum, cumva, a gustat gustul la ce i-a oferit ea soacrei. În engleză există această expresie, you tasted. You're tasting your own medicine, cumva de genul acesta. Și după ședință, soacra o suna, o întreba unde ești,
ce fel de curs faci. Deci lucruri pe care niciodată nu le-a făcut, niciodată n-a interesat-o de existența ei și acum o suna de mai multe ori pe zi. Chiar ne arăta telefonul, uite cine sună, ne arăta pe telefon, uite cine sună, nu vine să cred. Deci sunt niște transformări incredibile care se produc la curs. Absolut toată lumea este uimită de cum funcționează această terapie. Atunci când lucrezi pe subconștient, lucrurile se schimbă radical pentru că atunci când lucrezi pe o relație, de exemplu, cu altcineva, deci cum a lucrat ea cu soacra, pur și simplu același suflet vine acolo în ședință și ascultă ce îi spune. Deci e greu pentru noi să înțelegem cum adică vine sufletul. Tu dacă te concentrezi pe o persoană, tu atragi sufletul acela, ești față în față cu acel suflet și la nivel de suflet, chiar dacă noi vorbim, sufletele percep telepatic acea conversație și interacționează și se produce acea transformare pe care noi ne-o dorim. Vedem transformările acestea curs de curs. Pentru mine nu mai sunt surprize, însă pentru studenții mei sunt transformări uimitoare. Aș vrea să vă întreb legat de faptul că atunci când are loc o moarte violentă, persoana respectivă, sufletul, pleacă cu toată acea încărcătură emoțională, cu toate acele emoții nerezolvate, pe care acel bagaj emoțional, bagaj karmic cu care vine în viața aceasta. Și ați enumerat câteva dintre semnele pe care le putem recunoaște atunci când există ceva, o traumă care a avut loc poate într-o viață trecută și cu care am venit în viața aceasta. Și poate că este important chiar de la primele semne să încercăm să lucrăm cu noi și să descoperim cauza, așa cum ați spus, cauza acestor manifestări în lumea fizică a unor tipare sau a unor emoții negative care s-au păstrat la nivel de suflet. Deci sufletul a ales în viața aceasta să experimenteze vindecarea. Da, exact. Și vă mai pot da un caz. Cazul unei studente americane și ea are 21 de ani. Am lucrat cu ei, deci am predat la studenții americani sâmbătă și duminică. Și una dintre studente are 21 de ani și este diagnosticată cu leucemie mieloidă cronică. Deci este o afecțiune foarte severă și am vrut să adresăm sursa acestei afecțiuni, să vedem de unde vine. Și ea a spus același lucru toată viața, de când se știe, are o mânie și o furie îndreptată către părinți, pentru că părinții au ținut-o foarte strict și au forțat-o să facă ce vroiau ei, să meargă la școala la care vor ei, să facă lucrurile pe care le vor ei și s-a simțit așa ca într-o închisoare, fără a avea nicio opțiune de a alege ceva pentru viața ei și s-a simțit extraordinar de furioasă și mânioasă și studiile științifice arată o legătură între cancer și mânie. Aceste sentimente, mânie, furie. Și am ghidat-o la sursele acestei afecțiuni și ea a accesat o viață în care era un bărbat negru în Africa, forțat să lucreze în minele de diamant, în apă foarte tulbure, murdară, era undeva afară la acel moment, era o căldură infernală și erau forțat să lucreze mai mulți, erau murdari, se simțea îngrozitor și erau păziți de niște oameni cu arme. Deci, efectiv, nu avea nicio opțiune acolo, trebuia să muncească acolo zi de zi, nu putea să-și vadă familia, familia era la distanță mare, au fost luați cu forța. La un moment dat, acei oameni cu armele au fost atacați de alții care au vrut să le ia diamantele și așa că muncitorii au reușit să fugă, cumva a ajuns înapoi la familia lui, dar toată viața a ținut acele sentimente negative față de cei care
l-au forțat, l-au răpit, l-au forțat să muncească, nu și l-a rezolvat, nu și l-a rezolvat și a venit în această viață literalmente pe același nivel vibrațional, pe care, același nivel emoțional pe care a ieșit, din care a ieșit din acea viață. Deci a plecat cu mânie, furie, sentimente negative, a intrat în viața aceasta cu aceleași sentimente, fără să știe de ce. Ca și copil nu știa de ce, deși părinții jucau exact rolul acelor bărbați cu armele. Deci, la Da, fel, da. nu-i dădeau nicio opțiune, simțeau un stres îngrozitor, o furie către ei și, din păcate, la nivel de gen și-a activat probabil acea predispoziție, pentru că mai era cineva în familia ei care avusese leucemie, nu mai știu exact de care, dacă e identică cu cea pe care o are sau nu, dar totuși corpul ei a cedat, pentru că aceste sentimente foarte negative te pot afecta la nivel de epigenă, care pot schimba expresia genetică și deodată să te trezești cu un cancer. Și are doar 21 de ani. Și bineînțeles că am adresat acea viață, am făcut transformarea și i-am dat sugestia să se liniștească. Acele celule care generează acest cancer produc în exces celule sangvine, deci produc un număr mult prea mare, se multiplică prea mult și i-am dat sugestiile să se liniștească, să-și reducă rata de producție și să vedem ce se întâmplă acum cu ea. Bineînțeles că o să mai lucrăm cu ea pentru că mai avem zile de curs și o să continue să lucreze, dar este uimitor cum fiecare afecțiune are surse. Cel puțin una. S-ar putea să fie mai multe și le vom adresa, dar este mult mai sănătos să, în primul rând, să lucrezi pe tine, indiferent ce ai avea, pentru că este vorba despre viața ta, despre sufletul tău și despre sănătatea ta. Merită să investești în tine. Unul dintre cei mai bogați oameni din America spunea că dacă vrei să fii un om de succes, în primul rând, trebuie să investești în tine și la fel de mult cât investești în business-ul tău. Dacă investești în tine, să mănânci sănătos, să ai o dietă sănătoasă, să ai o viață sănătoasă, să faci sport, să lucrezi pe tine, să te duci în domeniul în care vrei să excelezi, da? Să lucrezi pe tine, pe programele tale de gândire, să te descoperi, să lucrezi, să eliberezi acele karme, acele probleme care te țin limitat, atunci vei avea această viață de succes pe care ți-o dorești. Deci, schimbând modul în care noi vedem lucrurile, lucrurile la rând, modul în care vedem lumea, lumea la rândul ei se schimbă, așa cum spunea și Wayne Dyer, ceva asemănător. Totul pleacă de la felul în care ne percepem pe noi înșine, felul în care am fost și am preluat aceste convingeri din copilărie, de la cei din jurul nostru și este important să le identificăm, să conștientizăm care sunt acele tipare și care sunt, dacă privim în viața noastră, să vedem ce anume ne produce suferință și cum am putea, care sunt metodele, mijloacele, tehnicile prin care noi să reușim să aducem schimbări pozitive în viața noastră. Ați spus despre cursuri. Și aș vrea să ne spuneți, să ne povestiți puțin despre felul în care au loc aceste cursuri și aș vrea cu această ocazie să vă felicit pentru elevii, pentru cursanții pe care îi aduceți către dumneavoastră și îi formați. Eu am onoarea și bucuria de a cunoaște câteva dintre aceste persoane care sunt într-adevăr extraordinare. Da. Împreună cu informațiile pe care le oferiți, oferiți și această imagine, această onoare, această reputație care este foarte importantă. Da, sunt oameni extra.
Sunt oameni extraordinari care vin la curs, sunt unul și unul, sunt suflete foarte puternice, oameni foarte frumoși. Nu oricine rezonează cu această terapie. Sunt oameni care ei nu cred că ar avea vreun efect să lucrezi la nivel mental. Nu cred în terapii, nu cred în subconștient, nu cred în supraviețuirea conștiinței după moartea fizică, nu cred în eternitatea sufletului, unii cred că nu se mai întâmplă nimic după moarte și atunci nu rezonează cu absolut nimic de acest gen. Deși studiile științifice în acest domeniu al hipnoterapiei sunt extraordinar de multe și rezultatele sunt neașteptate, mai bune decât în cazul psihoterapiei, mai bune decât în cazul tuturor terapiilor care există la momentul de față. Și ca urmare, este o terapie în care merită să investești, pentru că, de fapt, dacă ești psihoterapeut, de exemplu, rezultatele vor fi mult mai bune și mult mai rapide, mult mai profunde și de durată decât să te străduiești un timp foarte îndelungat cu pacienții să ajungi la rezultatele pe care le dorești și poate chiar nici nu reușești să ajungi. Aceste terapii fac parte din terapia alternativă, deci nu trebuie neapărat să fii medic sau să fii psihoterapeut să le folosești, dar medicii, după părerea mea, absolut toate specialitățile medicale ar beneficia de folosirea hipnozei, inclusiv chirurgii, pentru a face operațiile în hipnoză. Am avut una dintre fostele mele studente, este medic anestezist, a făcut operație în hipnoză, pacienta s-a simțit extraordinar de bine, după care pacienta a necesitat o altă operație la un an sau un an și jumătate, ea nu era de gardă, medicii au anesteziat-o și pacienta i-a spus doamnei doctor că mult mai bine s-a simțit data prima oară când i-a făcut operația prin hipnoză. După operație se simțea foarte amețită după anestezice, a doua oară când a operat-o, și i-a spus doamnei doctor că aș fi preferat să-mi faceți din nou în hipnoză, că m-am simțit mult mai bine atunci. Deci cu toții beneficiază, iar într-adevăr oamenii care vin la curs sunt oameni extraordinari și vin de peste tot din lume. Vin și din Europa, români plecați în străinătate, eu am studenți în Statele Unite, dar am studenți din întreaga lume, de pe toate continentele și cu toții pot să practice, primesc diplome atât de la Asociația Europeană de Hipnoterapie Medicală și Terapia Subconștientului, cât și de la Asociația Americană, sub egida căreia predăm. Și cu aceste diplome pot să practice oriunde în lume. Este interesantă această temă pe care, una dintre temele pe care le-ați ales în seara aceasta, relațiile. Relațiile care ne provoacă răbdarea, ne provoacă credințele. Sunt foarte multe persoane care ajung să facă gesturi extreme din lipsa curajului, a perspectivei, a încrederii în ele, a faptului că nu știu unde anume ar putea să meargă sau la cine să apeleze ca să vindece, să rezolve aceste relații dificile. Așa este. Așa este. Nu te-am auzit la urmă, Cristina. Am crezut Aș că nu. vrea să ne vorbiți despre felul în care putem să lucrăm cu ajutorul terapiei prin hipnoză asupra îmbunătățirii relației, a relației de cuplu, a relației cu copilul nostru și așa mai departe. Exact. În general, relațiile cu oamenii din familie sunt relații karmice. Sunt relații care doar continuă în această viață, sunt începute în alte vieți. Și uneori sunt relații care trebuie rezolvate.
De aceea, cu unii dintre ei avem conflicte. Nu merg treburile atât de ușor și de frumos cum ne-am fi dorit, pentru că ele, de fapt, sunt continuarea unor relații din alte vieți și, din păcate, oamenii funcționează după acele tipare, fără să știe de ce au această atitudine sau aceste porniri către persoana respectivă, de ce pe unii, de exemplu, îi protejează, deși n-ar merita așa de tare. Deci unora nu le pot spune nu. Nu le pot spune nu, se așează ca preș în fața lor și aceia fac ce vor cu ele. Cu alții sunt relații în care ei au tendința de a domina acea relație și nu știu de ce au acea tendință. Sau este o relație pe care nu pot nici cum să o lase. Știu că e nesănătoasă, știu că e toxică și nu înțeleg de ce nu se pot desprinde. Toate Exact. aceste relații sunt extensii ale altor experiențe avute de acele suflete în alte vieți. Și cel mai simplu este să faci o ședință în care să explorezi sursa acelor relații, de unde vin acele relații, ce s-a întâmplat, de se comportă oamenii în modul acela și ce este uimitor este că dacă își explorează relațiile, relația foarte bine se poate desface dacă nu este cineva cu care ești căsătorit sau chiar și cei căsătoriți se pot despărți dacă relația era toxică și nesănătoasă, că decât să stai într-o relație toxică și să nesănătoasă, să te tragă în jos, să te distrugă literalmente ca energie, atunci mai bine te desparți și stai tu liniștit și chiar dacă ești singur, ești mult mai bine energetic și emoțional și mental. Și poți să ai ocazia să găsești o altă persoană mult mai potrivită pentru tine. Sau se îmbunătățesc pur și simplu relațiile. Cum spuneam despre relația cu soacra, relația cu copilul, relațiile cu partenerul de viață. Deci se pot ori se îmbunătățesc, ori se despart. Depinde de situația respectivă. Și acum, lucrul acesta are de a face cu ce fel de relații erau ele de la început. Sunt relații care sunt doar oportunități de a rezolva o karmă și doar atât. Din păcate, unii oameni nu își dau seama și ajung să se căsătorească cu oameni de acest gen și, de fapt, relația aceea nu este o relație menită pentru o căsătorie, pentru că ei, de fapt, nu sunt potriviți ca suflete, nu sunt potriviți din punct de vedere energetic. Unul e undeva sus, unul e jos, de acolo nicicum, orice ai face, oricât ai vrea, nu se poate să se ajungă la o relație așa cum își dorește fiecare om. Poate să existe o relație, dar nu vor fi mulțumiți niciunii dintre ei. Aici ține de deciziile pe care tu le iei și în clipa în care, așa este în viața aceasta, în clipa în care iei o decizie, trebuie să-ți iei responsabilitatea pentru deciziile pe care le iei și de asemenea trebuie să realizezi că există consecințe ale deciziilor respective. Și s-ar putea ca acea consecință să fie că tu nu vei fi mulțumit și fericit oricât ai repara relația, oricât ai încerca să fii extraordinar de bun și binevoitor și iertător și în toate felurile, nu merge, că nu este destinată, nu-i genul de relație care să meargă. Și bineînțeles, sunt relații extraordinar de frumoase, relații cu suflete foarte apropiate vibrațional, acelea sunt, sau pe același nivel vibrațional, acelea sunt relațiile menite să dureze, pentru că sufletele sunt pregătite în același fel să creeze o relație armonioasă. Și acelea sunt într-adevăr relații de succes. Cei doi, în clipa în care își pun energia împreună, devin extraordinar de puternici, pot face față la orice, se pot ridica pe nivele de existență și viața lor să fie extraordinar de frumoasă. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să lucrezi pe acele relații karmice, să te eliberezi din încrengăturile lor, să te poți ridica așa, metaforic spunând, să te poți ridica la lumină așa încât să atragi într-adevăr sau să îți găsești
persoana cu adevărat potrivită, nu aparent potrivită. Pentru că bărbații, de exemplu, sunt foarte vizuali, pe ei interesează în primul rând partea fizică, să fie atrași și se poate că în spatele acelui aspect fizic să nu fie decât o persoană foarte turmentată, într-un fel, să fie o persoană foarte traumatizată, o persoană care nu-i bine cu ea însăși, o persoană care nu face decât rănește și este o persoană nepotrivită pentru acel om. Oamenii răniți rănesc oamenii. Asta este zicala și este adevărată, adică se bazează pe realitate, pentru că dacă tu ești traumatizat și nu ți-ai rezolvat trauma, ești într-o relație distructivă cu tine însuți și acea relație pe care tu ai cu tine va fi reflectată în relația cu partenerul. La fel te vei comporta și cu partenerul. Deci dacă tu ești distructiv cu tine, vei fi distructiv și cu partenerul. Dacă ești tu te blamezi, te critici, te pui, nu-ți recunoști valoarea, la fel, la aceeași atitudine vei avea și cu partenerul și cu cei din jur. Și ce este foarte surprinzător, și am descoperit lucrul acesta, nu foarte surprinzător, dar până în clipa în care am avut acea experiență, nu am înțeles 100%. A fost în ultima ședință pe care am avut-o cu caracterul principal al cărții mele, Mia. Am avut o ședință și a fost extraordinar de relevantă. La acea ședință în care Mia se conectase, știți, cei care ați citit cartea veți înțelege ce spun, cei care n-ați citit cartea, probabil că nu veți înțelege foarte exact despre ce vorbesc, pentru că este o abilitate a acestei persoane, o abilitate foarte rar întâlnită, deși poate mulți oameni o au, dar nu știu că o au și nu și-o descoperă, abilitatea de canal informațional, da? Canal de energie, oameni care aduc informații extraordinar de bune, au și abilitate de psychic, de medium, de psychic și ea are această abilitate de a lăsa energia divină să vină prin ea, divinitatea la acest moment. Înainte de asta, i-a lăsat pe maestrii spirituali să vină prin ea, să vorbească direct. Iar cei care au citit cartea psihiatrului american Brian Wise, Da. poate că sunteți familiar cu această idee, pentru faptul că caracterul principal al cărții lui, Catherine, avea abilitatea de a lăsa maestrii spirituali să vorbească prin ea și să transmită mesajele. La fel are și Mia această abilitate, dar ea, la momentul de față, lasă divinitatea să vină prin ea. Și la acea ședință era un alt suflet acolo, sufletul unei persoane pe care eu o cunosc foarte bine. Și a fost atât de interesant că divinitatea a lăsat sufletul persoanei respective să vorbească cu mine. Eu să vorbesc cu persoana respectivă, am întrebat câteva lucruri și vreau să spun că a fost așa de uimitor pe mine să văd, pentru mine să văd ce diferență este între tine ca personalitate umană și să discut cu tine ca suflet, să văd ce diferență este între cele două. A fost pentru mine extraordinar de iluminant, de lucidant, nici nu știu ce cuvânt este potrivit, enlightening. Și pur și simplu sufletul respectiv mi-a spus, am foarte multe frici, nu știu de unde vin. Și dacă vezi persoana aceasta la nivel uman, este probabil ultima persoană care îi spune că are frici. Deci este o persoană de un curaj extraordinar și recunoscut ca persoană extraordinar de curajoasă. Și când colo, în spatele acestui curaj și acestei forțe pe care o arată la nivel conștient, la nivel subconștient, spune, am foarte multe frici, am foarte multe blocaje și nu știu de unde vin, nu știu de ce le am. Vă dați seama, deci atunci m-am gândit și în cazul nostru al tuturor, probabil noi ne gândim, a, noi suntem bine, nu avem nicio problemă sau
cine știe, nu avem mari probleme și când colo, la nivel de suflet, noi s-ar putea să avem probleme mult mai mari decât ne imaginăm. Și ideea este că în acest caz, această persoană nu e deschisă la ideea de regresie în viața anterioară, ca eu să pot ghida sufletul respectiv să-și acceseze sursele fricilor. Și de acolo am învățat, deci am realizat cât de important ar fi pentru noi, chiar dacă noi considerăm că poate suntem ok, cât de important ar fi să dăm ocazia sufletelor noastre să se ducă să-și acceseze acele surse ale problemelor cu care se confruntă și din cauza cărora suferă. Sufletul respectiv suferă. Înțelegeți ce spun? Omul Da. respectiv nu-și dă seama. Poate că maschează acea suferință. Se gândește, lasă că sunt alții care suferă mai tare decât mine. Eu o să ok așa cum sunt. Înțelegeți? Sau Dar poate că sunt persoane care au un foarte bun control al gândurilor, persoane mentale și care nu își dau voie să-și acceseze emoțiile. Sunt deconectați de la emoții. corect, dar putea să fie deconectați de ce simt cu adevărat. Da. Și atunci ar fi atât de important să ne creăm aceste condiții, să investim în noi, să dăm ocazia sufletului nostru să se ducă să rezolve acele probleme. Și eu, sinceră să fiu, eu nu știu o altă terapie care să permită sufletului să se ducă să le adreseze, să se elibereze de acele încrengături care ne afectează viața și după aceea să ne întoarcem, ieșim din ședință într-o stare extraordinară, eliberați de acele blocaje, acele greutăți, acele poveri pe care le cărăm cu noi și nici măcar nu știm că facem acest lucru. Deci, într-un fel, noi am irosit această ocazie extraordinară de a fi aici, de a avea această viață. Am irosit această ocazie pentru că noi nu ne conectăm la suflet și nu înțelegem care este planul, nu reușim să înțelegem care sunt lecțiile și atunci asta ar însemna că ne mai întoarcem de câteva ori pe aici până înțelegem cu adevărat. Corect, corect. Și pe aceste vibrații mai joase unde ne aflăm, pe aceste nivele de existență care nu sunt cele pe care noi ni le dorim, de fapt, cu toții am vrea să fim mult mai sus, da? Noi nu ne dăm seama că pe aceste nivele pe care ne aflăm, acolo sunt și o grămadă de probleme care ni se ivesc în cale. Dar noi, dacă am lucrat pe noi, pur și simplu ne-am ridicat. Nu mai sunt acele probleme, sunt din ce în ce mai puține probleme. Și așa eviți versiuni de viață foarte neplăcute. Deci pur și simplu faci ca un slalom și te duci tot mai sus lucrând pe tine. Este pentru ceea ce am venit noi în această viață. Nu am venit să facem palate și nu știu câte case, mașini cele mai moderne, să facem milioane de dolari, să facem cine știe ce lucruri avem noi în mintea noastră egoică, ci noi am venit să lucrăm pe noi, să ne depășim limitările și să ieșim din această viață pe nivele de existență ca suflet, în primul rând, ca energie, ca și conștiință pe nivele tot mai înalte, să fim mândri în clipa în care ieșim din această viață, când ne întoarcem în realitatea ultimă, să fim împăcați că am luat deciziile cele mai bune, atât la nivel de om, dacă ne-am trezit și ne-am dat seama ce e important, cât și la nivel de suflet. Aș vrea să vă întreb părerea dumneavoastră. Am auzit de multe ori, de-a lungul vieții, persoane care spun: aș vrea ca această viață să fie ultima mea viață aici pe pământ și să nu mai mă întorc. Am experimentat prea multă suferință, am trăit foarte mult prin lipsuri și necazuri și aș vrea să nu mai mă întorc. Sau sunt alții care spun: aș vrea ca aceasta să fie ultima mea viață aici, pentru că aș vrea să-mi închei într-un fel karma și să nu mai mă întorc. Putem să facem noi această alegere sau este doar la nivel mental?
Această dorință a oamenilor respectiv vine din cauza faptului că au avut vieți neplăcute sau au avut suferință sau au fost vieți grele. Și acest lucru se datorează exact a ceea ce am spus anterior, că nu au investit în ei ca să se elibereze de acele suferințe care îi fac să își dorească aceste lucruri, să fie ultima viață. Dacă ei ar fi investit în ei, nu ar fi ajuns să gândească măcar la așa ceva. De exemplu, eu nu mă gândesc la așa ceva. Eu nu aș spune că doresc să fie ultima viață, dimpotrivă. Doresc să am alte vieți, pentru că viața este foarte frumoasă. Viața este extraordinar de frumoasă. Dar investește în tine dacă vrei să faci acest lucru. Eu, de exemplu, pe vremea când, după terminarea facultății, după ce am lucrat 10 ani și am tras inițial exact ca oricare alt om. După ce am terminat facultatea, mi-am dorit să am un loc al meu, nu? Eram pe cale de a mă căsători, doream să avem și noi unde să stăm, un apartament al nostru, nu? Să avem o mașină a noastră, să avem și noi lucruri în casă, un frigider, o mașină de spălat, nu? Ca orice student Da. care își începe viața de la zero, nu? Pe propria muncă, că acești părinți ai noștri nu erau bogați, nu aveau de unde să ne dea nouă case și apartamente cum dăm noi copiilor noștri astăzi. Și bineînțeles că la începutul vieții ai aceste dorințe. Dar în clipa în care le obții, deja începi să te gândești, ok, pentru asta am venit eu în viața aceasta, asta e tot, și cu stomatologia, și cu lucrul, și cu medicina. Ajungi la un moment dat să simți că ai ajuns la un tavan. Așa am ajuns eu după 10 ani de lucru. Și mă gândeam, ok, asta e tot, pentru asta am venit eu, nu se poate. Simțeam că nu e asta. La un moment dat, i-am zis soțului meu la acel moment, când să intrăm, mi-a și amintit odată când să intru în apartament, i-am zis, eu simt că nu asta e casa mea. Eu simt că nu asta este. Deci aveam sentimentele astea, deși viața noastră era extraordinar de frumoasă, noi nu ne certasem nici măcar o dată, deci relația noastră a fost extraordinar de neobișnuită, că oamenii de obicei se ceartă, noi am avut extraordinar de pașnică și frumoasă și totuși simțeam că nu ăsta mi-e locul, nu asta e tot, că nu sunt pe, n-am ajuns încă unde trebuia. Și uite așa, universul a aranjat să ajung în Statele Unite, să câștig loteria vizelor. Odată am depus așa, luată de la un prieten, că el completa, am zis, ok, dă-ne și nouă să completăm. Am ajuns în America și acolo au început să mi se dezvăluie, să mi se arate drumul pe care trebuie să merg ca să-mi îndeplinesc țelul vieții mele. Și a fost ca să descoper această modalitate, această știință a subconștientului, această terapie, această medicină a subconștientului, că asta este de fapt, este medicina subconștientului ce facem noi aici și să putem să pot eu să o înțeleg în primul rând, să o descoper, să pun tehnicile împreună, să învăț diverse tehnici de unde se poate și după aceea să pot să o dau la alții într-o formă în care poate fi folosit în medicină, în spiritualitate, în terapiile alternative, cu alte cuvinte, și în dezvoltare personală. Deci, pentru mine, banii nu mai contau. Deci, nu, niciodată nu au contat banii. I-am făcut, nu sunt genul care să-i numere și nu ăsta este țelul. Dacă Exact. Este mult nu mai ăsta. mult decât. Da, exact. Este Da, vorba mult corect. mai mult decât de bani. Exact. Și nu banul trebuie să fie țelul, banul este doar o unealtă. Doar o Da. unealtă care te ajută să dezvolți ce dorești să faci, atât spre binele oamenilor din jur, cât și a da mai departe să existe ceva care Exact. să rămână și după ce pleci tu, ca oamenii să poată să folosească. Deci ați fost dispusă să pășiți pe o cale pe care nu mai pășise nimeni înaintea dumneavoastră. Mai Adică a pășit. fost nevoie de curaj, de determinare, de curiozitate, de foarte Da. multe elemente pe care le-ați pus împreună și pentru a ajunge, iată, în acest moment, să învățați atât de mulți oameni
o tehnică, o terapie care aduce atât de multă Da. alinare sufletească, Așa împlinire. este. Așa este și, de exemplu, hipnoterapia și hipnoza medicală sunt predate de poate 2-3 oameni în lume, dar în niciun caz la nivelul la care predau eu, în niciun caz Da. la floarea să predai hipnoza medicală pe afecțiuni, pe specialități, este o amploare pe care, la care nimeni nu a adus acest nivel încă. Hipnoza spirituală, din nou, terapia de regresie în vieți anterioare este cunoscută, e practicată din 1900, de prin 1950-60, nici nu știm exact cine a început. Știu doar despre o doamnă care intra în hipnoză, Anne Grant, care era Anne Grant. Grant, știu că este numele ei, nu mai știu exact dacă prenumele este Anne sau alt prenume. A scris Faraonul Naripat. Este o carte care se găsește și în limba română. The Winged Pharaoh. Ea intra în hipnoză, își accesa singură câte o viață anterioară pe care o dicta soțului de la momentul respectiv. A avut trei soți, a dictat trei vieți și a scris aceste cărți, dintre care unul dintre soți era chiar psihiatru și era fascinat de ea, și Faraonul Naripat este o viață de a ei din Egipt. N-am citit cartea, că n-am apucat să o citesc, dar ea este cea despre care am auzit că vorbea prima oară despre regresii în viața anterioară, prin 1920 și ceva. Și după aceea regresiile în viața anterioară, bineînțeles, au fost promovate de Dolores Cannon, de psihiatru Brian Weiss și de mulți alți medici, inclusiv de doctorul Bruce Goldberg, al cărui tată este din Iași. El este foarte renumit în Statele Unite și m-a invitat într-o zi să mă cunoască și mi-a zis că nu numai că avem aceeași profesie, se referă la ce facultăți am făcut și ce specializări am făcut, dar mi-a spus că m-a invitat și din cauza faptului că sunt din România și nimeni nu știe, dar tatălui este din Iași. Wow, extraordinar! Da, super! Da, Los Angeles. Și de asemenea, viața, deci teritoriul acela, după ce cineva explorează o viață anterioară, teritoriul al vieții dintre vieți, în care sufletul iese din corpul vieții respective și se întoarce înapoi la divinitate, se întoarce înapoi în lumina divină, trece prin evaluările acelea care au loc în lumină, prin purificare, prin acea judecată de apoi, prin acea evaluare a progresului sufletului în viața respectivă, se decide dacă mai dorește să se încarneze sau nu, și după aceea trece din lumină, după ce e purificat, după ce s-a făcut evaluarea, trece înapoi în realitatea ultimă, în raiul descris de religie, și acolo merge pe nivelul lui vibrațional, depinde de cât de înalt poate să vibreze un suflet. Și nivelul lui vibrațional, acolo, pe acel nivel vibrațional, sunt sufletele lui pereche, sufletele pe același nivel vibrațional. Sunt sufletele cu care se înțelege și rezonează cel mai bine, că este pe aceeași lungime de undă cu ele. Și de acolo sufletele se pot conecta cu cine vor, fac ce doresc ele, creează ce vor ele, sunt într-o stare de beatitudine pe care noi nu o putem înțelege decât dacă o experimentăm în viața umană, și noi asta facem în hipnoterapie, ne conectăm cu acele nivele ale noastre superioare, să ajungem și noi să simțim la nivel de sentiment cum este să fii în acea realitate ultimă. Iar acea energie, când curge prin tine și tu o simți la nivel de sentiment, acele vibrații atât de înalte, pur și simplu te vindecă. Te vindecă emoțional, care este cel mai înalt nivel al vindecării. Și asta facem noi și astfel îi ajutăm și pe pacienți să se vindece la nivelul profund. Și pe lângă asta putem accesa înțelepciunea universală de la arborele vieții. Arborele vieții este locul în care toate sufletele își țin memoriile tuturor existențelor prin care au trecut, memoriile akașice. Da.
Akasha înseamnă eter, deci memoriile subconștiente. Asta înseamnă memoriile akashice, memoriile subconștiente. Și de acolo se pot accesa toate acele memorii. Noi, ca suflete, putem merge acolo și putem accesa absolut totul și toată înțelepciunea Universului. Ne este permis să mergem să cunoaștem anumite vieți sau anumite informații care ne sunt de ajutor în viața aceasta? Cum să nu ne este permis orice? Pentru că noi suntem creații ale divinității, extensii ale divinității. Noi suntem parte din divinitate și fiecare este creatorul vieții lui și dacă dorește ceva benefic, bineînțeles, divinitatea îl susține și îl ajută să ajungă acolo. Absolut tot ce dorești tu să împlinești în viața aceasta sau să trăiești în viața aceasta, care este benefic, va fi și este susținut de divinitate 100%. Divinitate, când mă refer, este energia pozitivă, energia, forța creatoare, cea care creează totul în existență, este de partea ta. Orice dorești tu care e benefic te sprijină. Tot ce trebuie este să faci, tot ce trebuie să faci este să-ți dorești cu sinceritate, să ai intenții bune, cu alte cuvinte, să-ți focusezi atenția pe către țelul ăla și să faci pașii necesari în acea direcție, poți să te rogi, poți să rogi divinitatea să te susțină și va fi cu tine, îți va deschide drumurile, îți va aduce oamenii potriviți, îți va ilumina calea așa încât tu să ajungi unde trebuie și va fi alături de tine, va fi energia care va curge prin tine, va fi înțelepciunea care va veni în mintea ta, soluțiile care vor veni în mintea ta, va fi iubirea pe care o vei simți. Literalmente va fi energia care curge prin tine, care te ghidează, care te inspiră și te protejează. Așa facem, așa ne conectăm noi când avem intenții bune. Ne conectăm cu energia pozitivă. De ce credeți că există astăzi în lume totuși atât de multă suferință și atât de multă lipsă, nu doar materială, dar și din punct de vedere al emoțiilor, al gândurilor frumoase? Există toate acestea, toate aceste suferințe există datorită deconectării de la energia pozitivă și funcționării din programele acelea negative. Deci noi când funcționăm din acele programe, noi credem toate acele prostii, ca să le zic așa cum sunt, prostii pe care gândurile negative le generează. Că eu nu am ce-mi trebuie, eu sunt mic, uite, universul e împotriva mea, viața nu mă susține, știu eu, n-am fost născut în familia în care trebuia. Alții au mai mult noroc ca mine. Uite, eu fac și nu-mi iese. Deci, când funcționezi din astfel de gânduri, nu faci decât te deconectezi de la energia pozitivă. Și te deconectezi de la tine însuți, în primul rând, în sensul că tu, la nivel uman, te deconectezi de la conexiunea ta cu sinele tău superior, cu divinitatea, cu sufletul tău și îți creezi această experiență de deconectare și începi să te conectezi cu vibrațiile care sunt în aliniere cu gândurile acelea descurajatoare, negative, incorrecte, ilogice. Toți oamenii sunt creații ale divinității, toți oamenii sunt extensii ale conștiinței pur pozitive. Asta este ceea ce numește lumea în religie divinitate, conștiința pur pozitivă, care este capabilă de absolut orice. Și toți oamenii sunt fragmente, sunt părți din divinitate cu aceleași proprietăți ca ale divinității. Deci tu când gândești pozitiv, creezi energie pozitivă și te ridici pe nivele tot mai frumoase ale vieții tale, în care ai tot ceea ce îți dorești și creezi doar ceea ce îți este benefic. Și gândurile îți devin pozitive și când ai gânduri pozitive, tu te simți bine, tu te simți mulțumit, fericit, fără să ai necesar toate, să ai în jurul tău toate lucrurile pe care le visezi. Treptat se vor materializa și ele. Ce e mai important este să te simți tu bine, pentru că, de fapt,
Oamenii asta caută, să fie liniștiți, să aibă pace în interior, să aibă sănătate, iubire, să fie, să simtă că progresează, că evoluează. Deci asta își doresc de fapt oamenii. Când își doresc o mașină, de fapt își doresc abilitatea de a putea să ajungă dintr-un loc în altul și de a fi în siguranță. Când își doresc o casă, doresc de fapt abilitatea de a avea unde să stea așa încât să fie protejați de natură, să nu le plouă în cap, nu? Să aibă intimitate, să poată să-și petreacă timp cu oricine fără să, știu eu, fără neapărat să fie în ochii tuturor, nu? Anumite stări își doresc oamenii. Toate lucrurile acelea le doresc pentru că ei vor anumite stări. Și când ai stările respective, acele stări frumoase și benefice, atunci nici nu-ți mai trebuie așa de multe lucruri. Da, este foarte important să fim atenți la calitatea gândurilor noastre, la calitatea oamenilor cu care ne înconjurăm și da, să căutăm tot timpul să creștem, așa cum ați spus. Este important să fim, să avem o viziune către ceea ce ne îndreptăm, să avem acolo privirea țintită în sus, pentru că chiar și modul real, oamenii au uitat să privească în sus, pur și simplu să își extindă viziunea, să își extindă privirea asupra posibilităților da, care există în jurul nostru, de fapt. Da, așa este. Toate problemele vin din aceste programe negative de gândire. Dacă oamenii ar deveni conștienți să fie ca niște observatori ai gândurilor, să uite ce zice gândul ăsta. E un lucru negativ. Ce zice celălalt negativ? Dar ia să nu mai cred eu toate prostiile gândurilor negative și să-mi amintesc cine sunt. Sunt un suflet pozitiv, sunt o extensie a divinității, sunt o creație a divinității, sunt o expresie a iubirii universului și ca urmare, ia să mă apuc eu să-mi număr bine cuvântările în loc să stau cu gândurile negative. Să spun pentru ce sunt eu recunoscător. Cu cât creez mai multă energie pozitivă și această atitudine de recunoștință și apreciere pentru ce ai. Deci să te focusezi pe ce ai. Cu cât te focusezi pe ce ai, cu cât devine tot mai mult ce ai. Deci crește tot mai mult acea listă, dacă am scrie o listă cu motivele pentru care suntem recunoscători, am observat că acea listă crește zi de zi. Corect, exact. Se magnifies, cum se zice în engleză, încerc să găsesc cuvântul potrivit în românește. Se mărește, se mărește, ca, exact ca atunci când te uiți cu lupa, se vede din ce în ce mai mare. Deci cu cât te concentrezi mai mult pe lucrurile pentru care poți să fii recunoscător, pe lucrurile benefice în viața ta, cu atât acelea devin tot mai mari. Știți cum este? Ca zoom-ul ăla la computer. Când, de exemplu, te uiți la o poză și te uiți pe colierul cuiva, da, și mărești să vezi colierul mai în detaliu, colierul devine întreaga ta imagine, dacă vrei. Exact așa este, te concentrezi pe lucrurile pentru care să fii recunoscător, chiar dacă sunt multe alte probleme în jur, te concentrezi pe ele așa de tare că ele devin realitatea ta după aceea. Doar lucrurile pozitive, cele negative nici nu mai sunt în jurul tău atunci. Sau un alt exercițiu este acela de a recunoaște, de a observa lucrurile pe care le primim, abundența universului. Și în felul acesta vom vedea că zi de zi primim tot felul de lucruri, chiar și de la persoane necunoscute sau din jurul nostru, și acest lucru ne face să fim și mai încrezători, să vedem acea abundență a universului. Da, absolut. Și cu cât aveam această atitudine de recunoștință, de mulțumire și inclusiv pentru corpul nostru, inclusiv pentru sănătatea noastră, să vorbim cu corpul nostru. Chiar o învățam pe tânăra aceea care are cancerul, care are leucemia, fata din America, studenta mea din America. Deci pur și simplu învățam să vorbească cu celulele corpului ei, celulele care au nevoie de iubire, adică de energie pozitivă să se vindece. Da? Să spui corpului cât de recunoscătoare ești pentru faptul că poți să mergi pe picioare.
sau încă ești sănătos. Când pățești ceva, atunci realizezi cât de importantă este sănătatea ta. Când pățești ceva la oglindă sau ceva și când nu mai poți să mergi, atunci realizezi cât de importantă este și noi o luăm așa, ca și cum merităm să avem, we take it for granted, cum zic americanii, nu? O iei și crezi că ți se cuvine. Așa, și să vorbești cu corpul tău pentru ca să-ți creezi această relație armonioasă, de iubire necondiționată de corpul tău, pentru că atunci ești într-o stare de sănătate vibrantă. Dacă nu-ți place corpul, dacă îl urăști, dacă nu-ți place că nu știu cum arăți, atunci vei începe să trimiți energie negativă în corpul tău și se vor crea blocaje și tot felul de probleme de sănătate. De multe ori chiar și greutatea crește atunci, kilogramele încep să devină tot mai multe și de aceea începeți să vorbiți cu corpul. Corpul meu, îți sunt foarte recunoscătoare pentru sănătatea mea. Aleg să te iubesc necondiționat. Foarte puțini oameni se iubesc necondiționat și iubirea necondiționată vindecă afecțiunile, vindecă totul, pare science fiction, cum spun eu acum, dar așa este. Prin iubire necondiționată poți să ajungi să-ți vindeci problemele. Minunat! Mulțumesc mult pentru această seară extraordinară. Sunt foarte multe mesaje, mesaje de apreciere pentru ceea ce ne-ați oferit în seara aceasta, atât de multe informații prețioase. Și, dragile mele, eu vă recomand să distribuiți acest live. Am pus în comentarii cele două linkuri prin care puteți ajunge la Dr. Elena Gabor și la cartea Acasă la arborele vieții, acea carte extraordinară de care am vorbit atât de multe ori în emisiune și pe care ați pomenit-o și în seara aceasta. Găsiți tot ce este nevoie. Este minunat când, iată, avem ocazia și este la îndemâna noastră ce poate fi mai simplu, mai ales în astăzi cu ajutorul internetului ne putem conecta cu orice persoană din lumea aceasta. Așa că eu vă îndemn, dacă aveți întrebări sau doriți să luați legătura cu dr. Elena Gabor, puteți să îi scrieți. Da, și ce este interesant este că mai avem încă două cursuri anul acesta. Următorul începe joi la București, cursuri de acestea de formare în aceste terapii extraordinare. Super. Unul începe la București joi și durează 5 zile și încă peste 3 săptămâni 5 zile și se poate face atât în persoană cât și online. Oameni din întreaga lume pot să fie la curs și de Exact. asemenea vom avea unul la Brașov, care va începe în 30 noiembrie până în 4 decembrie și apoi din 15 în 19 decembrie. Ultimul curs pe anul acesta de formare în aceste terapii. Minunat! Mulțumim mult pentru prezența din seara aceasta și pentru tot ceea ce oferiți și eu mă bucur de fiecare dată să ne reîntâlnim. Sunt deja, cred că mai mult de 4 ani de zile de când facem aceste emisiuni împreună și de Da, este. fiecare dată sunt atât de multe lucruri de învățat și de descoperit. Da, Și vă așa e. mulțumesc! Mi-amintesc prima emisiune, da. Mi-amintesc, eram în Los Angeles la prima Da, emisiune. exact. Da. Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc tuturor că ne urmăriți. Vă doresc numai bine la toată lumea. O seară plăcută, Cristina, o seară plăcută tuturor. O seară frumoasă, distribuiți acest live și puteți să trimiteți mesaj și să comandați cartea pentru că este absolut extraordinară. Aveți ce să descoperiți.